Bine ați revenit la mobilissimo.ro, telefonul este TP-Link Neffos X1 și azi vă prezentăm recenzia sa. Avem de-a face aici cu un telefon mid-range cu carcasă metalică, cu preț de buget și am realizat deja recenzia lui TP-Link Neffos C5 Max, deci suntem familiarizați cu acest brand. Ei bine, telefonul de față a debutat în România în aprilie 2017, iar Neffos X1 poate fi găsit la emac.ro la 899 de lei, la sel.ro la 749 de lei și la QuickMobile la 899 de lei. TP-Link este unul dintre cei mai mari producători de rutere din lume și acum să vedem cum stau la capitolul telefoane. Avem de-a face și cu un telefon care dă senzația că este foarte ușor în mâna utilizatorului, mult mai ușor decât cele 135 de grame pe care le vedem pe hârtie. Măsoară 7,95 mm în grosime, dar din nou pare mai subțire decât scrie hârtia. Are un spate metalic, rotunjit și capace din plastic, sus și jos. Este foarte ușor de utilizat cu o singură mână, după cum se poate vedea. Ecranul de 5.5 este foarte comod și butoanele sunt comode, cele laterale și un extra buton mute. Aici nu prea vedem în fiecare zi așa ceva. Telefonul este construit bine, are o construcție solidă, dar pe total ca format e mai degrabă generic, mi-amintește puțin de un ZTE Axon, nu pot să zic că este ceva ce nu am mai văzut până acum. Mai departe trecem peste design, ne ocupăm de display, este un ecran de 5 inch, este un IPS LCD cu rezoluție de 1280x720 de pixeli, iar pentru a-l pune la treabă avem aplicația Videos și clipul nostru clasic de test. Hai să o luăm de la început, să facem constatările. E bine, trebuie spus că avem o luminozitate destul de ok, culorile sunt calibrate rezonabil, aș spune, destul de vii, contrastul nu e deloc rău, mă scuzați, chiar și în bătaia soarelui, iar unghiurile de vizualizare sunt destul de largi. Aș spune și că este un fel de nuanță alb puțin pentru imagine, ca și cum ar fi aplicat un fel de mini pânză de păianjen, cel puțin asta vede un ochi format. Mai departe, vedem cum stăm la microscop. Pixelii au aranjament de tip RGB stripes, conform microscopului nostru, iar nivelul maxim de luminositate atins este 396 de lux. Este un rezultat bun pentru telefon mid-range, este peste Asus Zenfone Max și LG G5, dar sub Huawei Mate S și Lenovo Vibe X3. Mai departe avem opțiuni speciale pentru display și ele includ, hai să vedem, Adaptive Brightness, luminositatea normală, wallpaper, reglaje pentru temperatura culorii, mai cald sau mai rece sau standard, indicator LED, mărimea fontului și Autorotate plus Cast. Un ecran destul de ok și acum hai să vedem în ce măsură este bun și restul hardware-ului. În primul rând avem un procesor foarte familiar, MediaTek Helio P10, l-am tot văzut pe telefoane AllView, l-am văzut pe Xperia XA, e un CPU octa-core cu corul Cortex A53, însoțit în acest caz de 2 GB de RAM, telefonul vine cu 2 sau 3 GB de RAM, dar noi avem varianta cu 2 GB de RAM, după cum este semnalat aici, iar stocarea poate fi de 16 sau 32 GB plus slot microSD. Din fericire, deși are doar 2 GB de RAM și un procesor care nu e la prima tinerețe, noi nu am avut parte de lag pe acest terminal, indiferent câte aplicații am avut deschise. Ne-am și jucat cu Riptide GP Renegade, care nu arată rău deloc, o să vedeți. Jocul acesta mai are câteva săptămâni și împlinește un an, dacă vine să credeți. Deși pare vechi de când lumea, pentru că ne-am tot jucat Riptide de ani buni, Riptide 1, Riptide 2 și GP Renegade. Șansele sunt mici să vedem un succesor pentru că le-au lansat cu spațiu mare între ele, cu mult timp trecut între ele. Ok, până acum totul bine, s-au încărcat ok toate meniurile și nivelul, răspunde bine la control, îmi place cum este randată apa, nu pierdem frame-uri, îmi plac texturile, umbrele și luminile, deci nicio obiecție majoră la gaming. Hai să vedem cum stăm totuși cu benchmark-urile. Căutăm benchmark-urile, hai să vedem care sunt. Evident avem faimoasele Quadrant, AnTuTu și restul. În Quadrant aflați că reușim să depășim Huawei P10 Lite, vernitor, și suntem sub LeTV 1S. Hai să vedem cum stăm în AnTuTu. În AnTuTu avem acest scor de 46.000, suntem peste Motorola Moto G5, Samsung Galaxy A5 2016, dar sub Moto M și Huawei Honor 7. În 3D Mark Ice Storm Unlimited, un rezultat mititel pentru un gamer. Aici avem 9100 de puncte, suntem peste Nubia N1 și Galaxy A5 2016, dar sub Moto G4 și Moto G5. În general, aflați că acest terminal a fost cam sub Xperia XA, cu care împarte practic aceleași dotări. Este un telefon modest, undeva la nivelul lui Moto G5 sau chiar puțin sub. GPU-ul în special ne-a cam dezamăgit. Când vine vorba de temperaturi, am atins 37 grade Celsius după Riptide GP Renegade, și 33,3 după GFX Bench, deci nu avem supraîncălzire, din fericire. Vedem acum cum stăm la capitolul baterie, o unitate de 2250 de mAh și noi am pus-o la treabă cu playback video și cu utilizare continuă. Hai să vedem ce ieși din aceste teste. Hai să vedem. Astfel, am atins la timpul de playback video HD în buclă 8 ore 23 de minute. Aș spune că este rezonabil și atât, în ideea că telefonul se află pe locul 106 în topul nostru. Depășim Sony Xperia Z5 și Huawei Mate S, dar ne încadrăm sub Xiaomi Mi 4 și Samsung Galaxy A5. Primul A5, nu următoarele. Mai departe, în PCMark, test de utilizare continuă, aici avem 6 ore 41 de minute. Un rezultat din nou nu foarte impresionant, dar pentru mid-ranger, rezonabil. Depășește Huawei P9 Lite și LG Nexus 5X, dar e sub P10 Lite și Vernitor. Cât despre încărcare, 2 ore și 22 de minute sunt de ajuns și sunt la egalitate cu Huawei Nova Plus. Am făcut și încărcare în trepte, 5 minute înseamnă 5%, 15 minute 15%, iar 30 de minute 28%, o oră înseamnă 54%. Opțiunile bateriei se află chiar aici și hai să vedem despre ce este vorba. E vorba despre Battery Saver, cu Smart Power Saving, care închide din aplicații și din funcționarea în fundal, și Ultra Power Saving, care umblă și la conectivitate. Apoi avem utilizarea aplicațiilor în standby și Power Saving la nivel de aplicații. O baterie, aș spune, destul de rezonabilă. Și acum vorbim despre acustică. Părem să avem două difuzoare jos, de fapt doar această gril ascunde un difuzor, iar aceasta este de decor. Avem și vești proaste, playerul muzical nu vede muzica, deși eu reușesc să-i dau play, dar doar din File Manager, din păcate. O să revin puțin la acea aplicație pentru simplul fapt că trebuie să vă arăt egalizatorul. Este unul stock, opțiuni legate de genuri muzicale, 5 canale personalizabile, Bass Boost și Surround Sound, dar hai să trecem la lucruri serioase și ascultăm niște muzică. Acum concluziile, avem un volum destul de ridicat, sunetul este clar, basul a fost, să zicem, rezonabil, în altele s-a auzit bine, spatele a vibrat puțin și acum hai să vedem cum stăm cu decibelmetrul. Căutăm decibelii, hai să vedem cum stăm la acest capitol. În primul și în primul rând am atins 82,5 decibeli la testul cu sample-ul nostru acustic în față și spate. Un rezultat care nu prea impresionează, este sub un telefon precum LG G4, spre exemplu, dar peste modele Xperia mid-range mai vechi. Celălalt rezultat este mai bun totuși, în Riptide GP Renegade, 97,2 decibeli, depășind chiar Galaxy S8, deci nu-i puțin lucru, dar rămânem sub Redmi Note 4X. În schimb, căștile au un look destul de premium, a remarcat asta încă din unboxing, unde avea o cutiuță care le făcea să arate fancy. Cam așa arată căștile, au un fir plat care nu se încurcă, în gen tăițel, o telecomandă de mari dimensiuni, iar la experiența de ascultare, ne-a oferit un bas așa și așa, volumul a fost destul de ridicat, sunetul a fost clar și au anulat foarte bine zgomotul de fond. Sunt branduite Neffos și v-am spus, sună foarte bine, iar dacă le atașăm putem să accesăm și funcția Radio FM pe care o găsim chiar aici în zona Tools, iată Radio FM. Bifăm acustica, aș spune, în regulă și acum hai să vorbim puțin despre camere. În spate, o cameră 13 megapixeli cu blitz dual tone și cu senzor familiar, este un Sony IMX258 văzut pe Sony Xperia XA și pe OnePlus X. Deschidere f2.0 și Face Detection Autofocus, iar în față 5 megapixeli pentru selfie. Facem niște curățenie. Timpul de pornire a aplicației camera, mediu aș spune, din păcate marea lipsă deci este cantitatea mai mare de opțiuni, avem doar HDR, Beauty și cam atât. Plus niște moduri, panorama, timelapse, autocamera, slow motion, dar fix atât, nu am găsit alte reglaje, nu avem expunere, ISO, balanț de alb și altele, doar aceste opțiuni sunt strictul necesar și doar atât. Poate am fi dorit un pic mai mult, plus niște filtre aici. Ok, lăsăm la o parte toate acestea, ne axăm pe galerie și hai să vedem ce cadre am făcut noi. Era o zi de final de iunie, destul de norată și hai să vedem cum s-a descurcat telefonul de față. În primul și în primul rând trebuie spus că am avut niște culori un pic cam reci, Detaliile nu au fost rele, atât la captura în landscape cât și cea în prim plan. De fapt, telefonul strălucește cel mai mult la prim planurile cu flori, deci cine vrea să posteze asta pe Facebook o să fie încântat. Am făcut și niște teste de zoom. Apropo, aici avem HDR-ul, foto standard, foto cu HDR, tinde să albească lucrurile cam mult. Iată, cadru 1, zoom in nivelul 1, zoom in nivelul 2, se pierd detalii serios și apare grain. În general, am fost mulțumit de claritate și de focalizare. Selfie-urile dau o tentă de păpușă, o tentă nerealistă tenului, adică nimeni nu are tenul chiar așa, ca și cum ar fi de hârtie. În rest, claritatea, culorile și chiar și fundalul arată binișor, doar că tenul este probabil exagerat prin acele funcții de beautification. Trecem mai departe, încă niște selfie-uri și revenim la capturile cu camera principală. Aș spune că îmi place textura plantelor capturate și a obiectelor, iată, din nou prin planuri reușite. Culorile sunt în regulă, un pic cam reci, după cum am spus, sau ne-am obișnuit cu noi culori prea vii. Panorama modestă, 6624 pe 1840 de pixeli, în ideea că este și curbată și nu foarte clară, din păcate. În rest, ne-am jucat cu focalizarea la un moment dat, hai să vedem ce a ieșit. Am alternat într-un mod interesant, zic eu. Aici focalizăm pe fundal și aici pe prim plan, cu o textură excelentă și ne-a ieșit binișor. Deci la capitolul focalizare nu avem obiecții, aici HDR-ul exagerează puțin, foto standard, foto cu HDR, parcă totul este prea albit. Ca o concluzie, aș spune că acest terminal este undeva la nivelul lui Huawei P9 Lite, cel de anul trecut, sau vernitor, doar că are culori un pic mai reci. Selfie-urile sunt bunicele, doar că arăt ca o păpușă în ele și asta este super creepy și ciudat. Captura nocturnă, în schimb, ne-a surprins. Aici avem o claritate surprinzătoare, aș spune. Până și halourile luminilor stradale au arătat în regulă, ceea ce nu se întâmplă nici la unele telefoane cu pretenții. Se mai strecoară cât o nuanță roșiatică sau galbenă. Blițul este un pic cam prea luminos, dar vă spun că am fost plăcut surprins per total. Știu, captura este cam gălbuie, dar iată cum se văd luminile stradale, e ok, claritatea, luminositatea și culorile. Putea fi mult mai rău, am văzut pe acele telefoane care vin din China că se poate mai rău de atât. Peste Motorola Moto M, zic eu, spre exemplu. Asta este noaptea foto. Hai să vedem cum stăm la capitolul video. Aflați că acest telefon filmează Full HD în formatul care nu-mi place mie deloc, 3GPP la 30 de fps, 17 Mbps bitrate și... avea un microfon foarte bun, asta o să persiste în absolut toate filmările. În schimb, ce nu persiste este expunerea, care nu e deloc constantă. Când realizează o expunere prea entuziastă, care imediat schimbă tot, când e prea leneșă, nu schimbă la timp expunerea, la trecerea de la întuneric la lumină și invers. Se mai pierde focalizarea din când în când, stabilizarea este foarte slabă, adică spre neexistentă, inexistentă. Această captură dă senzația mai degrabă de HD decât de Full HD, trebuie spus. Culorile, în schimb, sunt în regulă. Și tremurarea imaginii devine deranjantă la un moment dat. Dacă faceți panning prea rapid, pot să apară și niște motion blur, deci mare grijă. Măcar rămâne cu microfonul foarte bun. Senzația este că avem de face cu un telefon AllView mai vechi, spre exemplu, sau vreun Huawei Honor 7 sau Zenfone 2. Cam asta ar fi nivelul la care operăm aici. Noaptea, în schimb, nu ne impresionează absolut nimic la captura nocturnă. Totul este foarte roșu, foarte galben, foarte mișcat, halourile sunt mari, la object tracking încercăm să filmăm ceva în mișcare, se pierde focalizarea, deci vă recomand să nu filmați noaptea decât dacă nu aveți ceva fantastic de filmat. Rămâneți totuși cu microfonul de calitate. Ne ocupăm acum de alte aspecte, că am terminat cu camera, și anume web browser. Acesta este Chrome, iar noi intrăm pe mobilissimo.ro cu o viteză rezonabilă, deși SunSpider a avut un rezultat destul de slab, trebuie spus asta. Ok, tastatura este cea stock și include și swipe, iar acum ne ocupăm de conectivitate, o să intrăm frumos aici și avem parte de două sloturi SIM, conectivitate 4G LTE pe ambele, port micro USB, avem Wi-Fi, Bluetooth și alte funcționalități moderne. Avem parte aici de două sloturi nano SIM, Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN, de asemenea microfon dual, iar dacă este să intrăm în zona dialer, avem un filtru special anti-hărțuire, iar apelurile în sine au volum destul de ridicat, sunetul a fost clar, microfonul și-a făcut treaba bine și nu a fost vreun zgomot sau vreo problemă în timpul convorbirilor. Am făcut și un speed test, întotdeauna mă intrigă când fac un speed test pe un telefon TP-Link, mă rog, întotdeauna e mult spus, este al doilea telefon. Ideea că TP-Link face cele mai celebre, bine vândute rutere și hai să vedem cum stă la download și upload. Speed test ne-a arătat în 4G 40 de Mbps download, 30 Mbps upload, iar în Wi-Fi 99 Mbps download, 25 upload, în limitele normale pentru mid-ranger, dar fără a bate recorduri și fără a fi cu adevărat memorabil. Cei care se întreabă ce software urlăm aici, este Android Marshmallow cu Neffos UI 1.1 aplicat peste. Ce înseamnă Neffos UI? Foarte multe forme geometrice, observați și voi, toate aceste iconuri au câte un element geometric interesant. Cam asta ar fi look-ul trademark artistic de aici. În rest, multitasking, carusel, standard, drop-down, notificări și quick settings, standard, adică stock. Apăsăm pe home screen, putem să umblăm la widgeturi, care sunt și ele stock, plus minus câteva, apoi avem niște tranziții, wallpaper-uri și adjustment, care se ocupă de redimensionarea iconurilor și widgeturilor de pe ecran. Mai departe, intrăm în zona de setări, vedem cum stăm la acest aspect, opțiuni de conectivitate, apoi Do Not Disturb, display, aplicații, baterie, smart settings, reglaje pentru butoane capacitive, avem buton plutitor, mod de utilizare cu mănuși, dublu tap pentru activare, scanner de amprente și vă reamintesc că avem un buton mute, în ziua de azi nu mai avem buton mute pe telefoane, pe aceste pe link avem acest buton, tragem de el în sus și am trecut telefonul pe mute. Spunem de scanner de amprente, este aici, sub cameră și cred că e cazul să-l punem puțin la treabă. Pe lângă faptul că ne autentificăm, permite realizarea unei capturi foto și hai să vedem, securizăm cu un pin. Apoi o să înceapă setup-ul, adăugăm amprentă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa. Sper că nu s-a oprit procesul, ba da, de la început. În principiu acest proces are vreo 10 pași. Ok, s-a memorat și acum hai să vedem în ce măsură ne autentificăm rapid. Punem degetul aici, s-a deblocat. Hai să mai încercăm și la 90 de grade. Punem degetul aici, s-a deblocat. 180 de grade. A trebuit două încercări, dar s-a deblocat până la urmă. Aș spune că este o viteză rezonabilă la acest capitol. Acum ne ocupăm de aplicații. Pe lista de aplicații preinstalate găsim 32 de nume, ceea ce este rezonabil. Noi avem App Drawer, toate aplicațiile sunt pe home screen, iar printre ele găsim evident aplicații Google, avem teme, avem vreme, cu o interfață interesantă, apoi notițe, file manager, niște tools și cam atât, v-am spus, nu sunt foarte multe preinstalate, ceea ce este într-o veste bună. Iată, ne ajungi la finalul acestei recenzii și la aspectele pro și contra. La pro e faptul că telefonul este foarte comod, încape în orice buzunar, geantă, poșetă, poate chiar portofel, dacă se exagerăm puțin. E compact, e foarte ușor, are un ecran ok pentru zona mid-range, aș spune și că are o baterie destul de rezonabilă, volumul a fost bunicel la acustică, căștile au fost excelente, apoi mi-a plăcut felul în care arată captura low light, interfața este și ea interesantă și arătoasă și faptul că nu avem bloater este un plus. Apoi acel buton mute poate o să încânte câțiva utilizatori. La aspectele contra aș numi benchmark-urile, nu foarte impresionante, nu este un telefon deloc future-proof, la GPU nu impresionează, selfie-urile arată artificial, camera are foarte puține opțiuni, captura video nu m-a mulțumit și faptul că rulăm marshmallow și nu nougat este un minus evident. În mare, acest telefon TP-Link Neffos X1 este un telefon pentru oamenii care vor Facebook, un telefon foarte ușor și compact și să facă câteva fotografii și să vă jucați, eu știu, un endless runner, de să ne aibă o performanță și din comun. Practic este un Facebook phone cu gaming ținut la minim. Cam asta este TP-Link Neffos X1. Acum o să acordăm și niște note, primește un 8,2 pentru design, pentru display 8,7, hardware 7,5, benchmark 6,5, temperatură 10, baterie un 7, audio un 8,6, iar la cameră o notă de 7. Conectivitate 8,1, OS și UI 8,3, iar pentru preț o notă de 9. Nota finală este de 8,08 din 10 pentru TP-Link Neffos X1. Cam atât la mobilissimo.ro. La revedere!